Bine, pleacă, motane! E ora mesei și a început serialul meu preferat. A, scuză-mă! Ce crezi că faci? Voiam să-mi urmăresc serialul, brânzeturi din întreaga lume cât iau o gustare! A, ba nu! Nu vei petrece un alt weekend pe canapea! E timpul să faci puțină mișcare! Vom merge la plimbare! Da, grozav! De ce a trebuit să spui cuvântul cu P? Acum trebuie să-l luăm cu noi! Se pare că nu am de ales! Câinele ăsta nu mă va lăsa în pace! Nu te mai plânge! Ai nevoie de mișcare! Și luăm și motanul ăla leneș! Hei, nici nu te gândi! Plimbările sunt pentru mine! Wow! Mai încet, băiete! Haide, Thomas! Poți folosi zgarda și lesa lui Spike! Să mergem! Wow! Nu așa repede! Încetinește! Haide, Thomas! Să mergem! Spike! Încetinește! Nu mai trage așa! Vom merge la plimbare și îți va plăcea! Wow, băiete! Nu te mai lupta cu mine și începe să... Hei, așa da! Nu e mult mai plăcut când nu mai opui rezistență? Bun venit la brânzeturi din întreaga lume! N-am mai văzut până acum așa un câine. De care e? E un motan din ăla spaniol. Da, sigur, numele lui e Prințesa. Thomas, nu mai supăra pisicuțele alea drăguțe. Ascultă, motane, latratul e treaba mea. Acum încetează sau ai încurcat-o? Bine, unchiule Ger, gata de plecare! 3, 2, 1, decolăm! Ah, e partea mea preferată, o bine meritată pauză. De ce ai nevoie de pauză? Eu am tras de motanul ăsta tot drumul. Hei, motane, nici prin cap să nu treacă. Eu urmăresc veverițele în parc, e clar? Thomas a plecat din parc fără noi. Nici o grijă, scumpo, se va întoarce. El știe doar, face orice să scape de mișcare.